Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Burgas, cunoște starea și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea video a ultrabook-ului Lenovo Flex 2.15. De unde vine acest nume? E bine, avem de-a face cu un device care are și un preț accesibil și care este foarte versatil, se poate transforma în tabletă sau în ultrabook după voința utilizatorului. E mult spus totuși în tabletă, deoarece ecranul nu este deloc Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Burgas, cunoște starea și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea ultrabook-ului Lenovo Flex 2.15. De unde vine acest nume? De la ecranul rabatabil de 15 inci. Un ecran care se poate rabata cu până la 300 de grade. Astfel, acest gadget poate funcționa. Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Burgas, cunoște starea și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea video a ultrabook-ului Lenovo 2 Flex 15. Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Burgas, cunoște starea și vă invit să urmăriți în continuare Salut, bine v-am găsit, sunt Marius de la Burgas, cunoște starea și vă invit să urmăriți în continuare prezentarea ultrabook-ului Lenovo Flex 2.15, un device foarte interesant, versatil, care se poate transforma în laptop sau poate fi folosit ca și o tabletă. Ecranul este rabatabil la 300 de grade, astfel poate intra în modul suport. Are două moduri, modul laptop și modul suport. Atunci când folosiți tastatura intensiv, adică dacă creați documente sau dacă scrieți articole pe blog, puteți să puneți ecranul în această poziție și să începeți să scrieți, la fel ca pe un laptop obișnuit. Însă atunci când vreți să vă concentrați pe aplicații de tip touch, dacă vreți să discutați cu prietenii pe chat sau dacă vreți să vă uitați la un film, puteți să apelați la funcția tactilă și să rabatați ecranul la 300 de grade, după cum ați văzut că am făcut eu. Ecranul este de tip multitouch cu 10 puncte. Este optimizat pentru Windows 8.1 acest device, iar autonomia bateriei este de până la 6 ore. Eu sunt convins că vă place foarte mult acest gadget, ultrabook-ul Lenovo Flex 2.15. Este și ușor, poate fi ținut cu ușurință în excursii într-o geantă de laptop fără să fie deloc deranjant în ceea ce privește greutatea. Are o greutate de doar 2,31 kg, iar grosimea este de 22,09 mm. Iată cum arată închis. Alte lucruri interesante despre acest ultrabook. Avem un buton de partea laterală pentru aprindere și pornire. Iar atunci când suntem în modul tactil, de fapt tot timpul suntem în modul tactil, însă ne este mai ușor să folosim acest mod atunci când ecranul este rabatat și tastatura este pe post de suport. Avem și un buton home, un buton care vă duce în ecranul de start de la Windows. În plus, trebuie să vă spun că boxere profită la maxim de tehnologia Dolby Advanced Audio, așa că dacă vreți să ascultați muzică sau să vizionați filme cu coloană sonoră interesantă, vă puteți bucura de acest ultrabook cu mare plăcere. Acum vă adresez și o întrebare: ce părere aveți despre astfel de ultrabook-uri?
Avem de a face cu un gadget deosebit de interesant, deoarece se poate transforma în tabletă sau în laptop după dorința utilizatorului. Așa părerea voastră despre Lenovo Flex 2.15 și vă invit să îmi recomandați noi gadgeturi Lenovo pentru teste.